Bună ziua! Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să începem. Bine ați venit la conferința de presă pentru lansarea proiectului nostru. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și, în deschidere, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Consiliului Județean Neamț, domnului administrator public, Cătălin Chiței. Bună ziua! Se aude? Sau să vă rog. Bună ziua și vă urez un bun venit la această conferință de presă și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Conferința asta de presă este ocazia perfectă pentru mine de a manifesta bucuria că instituția pe care o reprezint implementează un proiect într-un domeniu de mare interes la nivel european și anume mediul înconjurător. Proiect pentru care avem asigurat o cofinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional infrastructură mare 2014-2020. După cum probabil bine cunoașteți, Consiliul Județean Neamț este administratorul Parcului Național Ceahlău și a mai multor arii naturale protejate de interes comunitar și de interes național, cunoscute de rezervații naturale. Acestea se află pe raza orașului Bicaz, dar și a comunelor Tașca, Bicaz, Vardelean, Ceahlău și Grințieș. Prin proiectul pe care îl deschidem astăzi, respectiv asigurarea unui management integrat, conservativ, durabil al ariilor naturale protejate administrate de județul Neamț, urmărim asigurarea unui context favorabil viitorul speciilor de plante și animale din area de cuprindere a proiectelor, a habitatelor noi, implicând populația din zonă prin conștientizare și informare asupra importanței resurselor naturale locale. Nu în ultimul rând, prin acest proiect va fi posibilă dezvoltarea durabilă în acord cu principiile ecologice care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității. Într-un limbaj mai puțin tehnic, colegii mei, în prezentările pe care le veți urmări în continuare, o să detalieze tot limbajul tehnic de aici. Proiectul este pe cât de important, pe atât de cuprinzător, că își vorbim de o arie de acoperire de circa 28.000 de hectare. Am convingerea că proiectul va fi unul de succes. Știu că proiectul va fi mult de succes și că datorită implicării echipei de la Consiliul Județean, la conferința pe care o vom organiza la finalizarea lui, vom avea prilejul să anunțăm că instituția noastră a mai derulat un proiect bun pentru județ și pentru viitorul lui. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți de față, succes echipei și dumneavoastră. Mulțumim! În continuare, aș vrea să vă prezint pe doamna manager de proiect, doamna Mihaela Popa, și pe colegii mei din echipa UIR, pe doamna Simona Balint, responsabil de comunicare, și pe domnul Liviu Moscaliu, biolog, responsabil cu managementul conservării biodiversității. Pentru prezentarea proiectului, vă rog să ascultească doamna manager de proiect. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de deschidere a proiectului, un proiect care este de o importanță deosebită pentru județul și pentru Consiliul Județean Neamț, aceasta, realizarea planului de management integrat al ariilor naturale protejate administrate de județul Neamț, fiind o obligație a Consiliului Județean. Îmi permiteți să vă spun câteva cuvinte înainte de a vă prezenta slide-urile și proiectul în componența lui. Menținerea biodiversității este esențială pentru asigurarea supraviețuirii oricăror forme de viață, inclusiv a oamenilor. Biodiversitatea este denumirea varietății de ecosisteme, capitalul natural de specii și de gene din lume și dintr-un anumit habitat. Ea este esențială pentru starea de bine a oamenilor, deoarece oferă servicii care susțin economiile și societățile noastre. De asemenea, biodiversitatea este esențială pentru serviciile ecosistemice, serviciile pe care le furnizează natura, cum sunt polenizarea, reglarea climei, protecția împotriva inundațiilor, fertilitatea solului și producerea de alimente, combustibili, fibre și medicamente. Însă, în prezent, asistăm la un declin constant al biodiversității, cu consecințe profunde pentru lumea naturală și pentru starea de bine a oamenilor. Conservând natura, înseamnă să creăm o societate, o viață curată, bună, cu perpetuând starea de bine naturală în care ne aflăm. Principalele cauze ale acestui declin sunt modificările aduse habitatelor naturale de către sistemele intensive de producție agricolă, de construcții, de carierele de exploatare minieră, care
parte din ele au fost închise, dar totuși excesiv au fost exploatate, de exploatarea excesivă a pădurilor, râurilor, lacurilor și solurilor, de speciile alogene invazive, de poluare și, într-o măsură din ce în ce mai mare, de schimbările climatice globale. Rolul uriaș pe care îl are biodiversitatea în asigurarea durabilității lumii și vieților noastre face ca declinul ei continuu să fie cu atât mai îngrijorător. Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internațional de mediu în cadrul summitului Pământul Ancel din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieții de pe Pământ și implică pentru nivelele de abordare diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală. Deci, menținerea biodiversității este esențială pentru asigurarea supraviețuirii oricăror forme de viață, inclusiv a oamenilor. Valoarea economică a biodiversității devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale. Resursele naturale neregenerabile, combustibili fosili, minerale, și resurse naturale regenerabile, specii de plante, animale utilizate ca hrană, pentru producerea de energie, sau pentru extragerea unor substanțe, cum ar fi cele utilizate în industria farmaceutică sau cosmetică. Are un rol deosebit de important în asigurarea serviciilor oferite de sistemele ecologice, cum ar fi reglarea condițiilor pedoclimatice, purificarea apelor, diminuarea efectelor dezastrelor naturale, precum și în viața fiecărei societăți, reflectându-se în cultura și spiritualitatea acestora, folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiții și practic de utilizare a terenurilor și a resurselor. Varietatea și proporțiile relativ echilibrate între diferitele forme de relief a țării noastre, 28% munți, 42% dealuri și podișuri și 30% câmpii, reprezintă caracteristici unice în Europa și rare, inclusiv la nivel global. Pe teritoriul României se regăsesc următoarele regiuni biogeografice stabilite la nivel european: continentală, alpină, panonică, pontică, Marea Neagră și stepică. Prezentă numai în România. Biodiversitatea din România, reprezentată de varietatea ecosistemelor, speciilor și genelor, reprezintă capitalul natural național, fiind parte integrantă din dezvoltarea durabilă, prin faptul că oferă bunuri și servicii, precum hrana, sechestrarea carbonului și redistribuirea apei marine și terestre, care stau la baza prosperității economice, a bunăstării sociale și a calității vieții. Suprafața ariilor naturale protejate de interes național, raportată la suprafața țării, este de 7%, deci arii naturale protejate 7%, 1.663.000 de hectare, iar suprafața totală a siturilor Natura 2000, raportată la suprafața țării, este de 16,84, deci 5.992.000 de hectare. Este un procent mare. Avem 24% arii protejate și situri Natura 2000, dar prin planurile de management și prin măsurile introduse în planul de management, se ține cont și de dezvoltarea durabilă din zona limitrofă a ariilor naturale protejate și în siturile Natura 2000. Aceasta a fost o prezentare generală despre biodiversitate și vom trece la prezentarea proiectului, la structura proiectului nostru și punctele esențiale pe care le vom dezvolta până să ajungem la prezentarea, la elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate administrate de județul Neamț. Așa, asta. Avem o problemă tehnică. Dăm de la început. Se vede bine. Uniunea Europeană intenționează în fiecare țară care are arii naturale protejate și situri Natura 2000
să investească pentru a conserva biodiversitatea, pentru a păstra pădurile virgine pe care încă noi le avem și de aceea finanțează. Acest proiect este finanțat în totalitate de către Uniunea Europeană în procent de 85%, Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul operațional infrastructură mare, axa prioritară 4, obiectivul specific 4.1 și 15% bugetul de stat. Obiectivul general al proiectului este menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de interes conservativ din siturile ROS-PA 0129 Masivul Ceahlău și ROS-CI 0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și din rezervațiile naturale 2642 Cascada Duruitoarea și 2641 Polisa Cucrin, 2661 Lacul Izvorul Muntelui, acestea toate în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea unui plan de management precum și informarea și conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora. În cadrul proiectului avem obiective specifice care presupun îmbunătățirea managementului siturilor în scopul conservării favorabile a speciilor și habitatelor de pe teritoriul acestora prin elaborarea planului de management în concordanță cu legislația în vigoare. Al doilea obiectiv este creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a grupurilor țintă cu privire la necesitatea protejării și conservării resurselor naturale din ariile vizate de proiect, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. În acest mod, prin campania de informare și publicitate, prin toate acțiunile pe care le va prezenta colega mea de la comunicare și informare și publicitate, veți vedea măsurile care se vor lua în vederea conștientizării la nivel de stakeholder, de cei care sunt direct interesați de area protejată, precum și a tuturor factorilor interesați, precum și a turiștilor, care, deci în afara ariei, deci a locuitorilor din arie, vor fi, prin mijloacele noastre de comunicare și informare și publicitate, vom aduce la cunoștință și turiștilor măsurile pe care le luăm și modul în care vrem să conservăm aria naturală protejată. Un alt obiectiv este întărirea capacității administrative și a competențelor personalului responsabil cu administrarea ariilor naturale protejate în vederea asigurării stării favorabile de conservare a biodiversității din aria proiectului. Acest obiectiv l-am atins prin îmbunătățirea capacității administrative a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău prin furnizarea de echipamente și dotări cu care cei de la Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău și ariilor naturale protejate administrative de județul Neamț să poată să adune date și să monitorizeze și să carteze întreaga arie naturală protejată. În această hartă vedeți, se vizualizează, deci cu galben este Parcul Național Ceahlău, pentru care a fost deja planul de management executat, deci a fost făcut de Consiliul Județean tot într-un proiect european pe postul de mediu, iar cealaltă zonă marcată cu roșu este Masivul Ceahlău, cel care are aproape 78.000 de hectare. Intenționăm să integrăm planul de management al Parcului Național Ceahlău și să aducem măsuri suplimentare pentru conservarea biodiversității în planul integrat. Ariile naturale protejate și cele care le-am menționat se suprapun integral și peste următoarele rezervații. Rezervația naturală, deci în zona de roșu, naturală forestieră seco, rezervația științifică Ocolașul Mare, monumentul naturii Avenul Mare, rezervația naturală cu profil botanic Toaca, rezervația naturală cu profil botanic Gardul Stănilor.
Aceste arii protejate, totalizând, așa cum v-am spus, aproape 28.000 de hectare, se află pe teritoriul a 5 localități din județul Neamț. Orașul Bicaz, care ne-a acordat tot sprijinul și ne va acorda, sper, în continuare, prin participare efectivă la realizarea acestui plan, la realizarea conferințelor, la realizarea etapelor următoare, și precum și comunele Bicazul Ardelean, Ceahlău, Griție și Tașca, cărora de asemenea le solicităm ajutorul și interesul deosebit, pentru că dumnealor se află în area protejată și pentru care vrem să aducem un plus, o plus valoare locului și un număr mai mare de turiști și toate țintele pe care vrem să ne le asigurăm prin acest proiect. Domnul Popa, aș vrea aici să vă întrerup cu acordul nostru și să facem o mențiune, cred că e foarte importantă. Consiliul Județean Neamț este printre cele două consilii județene din România care are în administrare parcuri naționale. Așadar, efortul pe care echipa de proiect și efortul pe care Consiliul Județean Neamț îl face prin implementarea unui astfel de proiecte pe mediu este un efort singular. Nu știu colegii de la Mehedinți, pentru celălalt Consiliul Județean care are parc național în administrare, fiind Consiliul Județean Mehedinți, nu știu dacă colegii de la Mehedinți au aplicat sau nu, sau dacă au obținut finanțare. Restul parcurilor naționale sunt în administrarea Rom Silva, da? Asta nu mai... Și Rom Silva și o parte din ele sunt preluate de ANAM. Și o parte sunt în Agenția Națională, am înțeles. Arii naturale protejate, okay, care s-a înființat de curând. Așadar, e un efort în totalitatea Consiliului de Țene din România, efortul implementării unui astfel de proiecte de finanțare europeană, efortul Consiliului de Țene Neamț este unul singular și, cred eu, demn de apreciat. Și benefic pentru populația județului și pentru noi să... să păstrăm și să menținem biodiversitatea și să o conservăm. Rezultatele așteptate din acest proiect sunt un plan de management integrat aprobat, pentru că acesta are un mers, deci după elaborarea studiilor, acestea vor fi integrate în planul de management, vor fi stabilite măsurile și măsuri de conservare și de asemenea vor fi aprobate de Consiliul Științific și de Ministerul Mediului. Două situri Natura 2000 care beneficiază de plan de management aprobat, două situri Natura 2000 cu administrator operațional. Activitățile pentru realizarea planului de management și a studiilor care stau la baza elaborării acestuia sunt următoare. Este foarte importantă baza de date care se va crea, o bază de date care va fi integrată la nivel național, deci au acces cei de la Societatea Informațională și întreaga, deci este la nivel național integrată, studii de inventariere, cartare, evaluarea statului, a statutului de conservare și stabilire, a strategiei de conservare pentru următoarele specii din interes conservativ, păsări, mamifere, nevertebrate, amfibieni, pești și plante din ariile naturale protejate vizate de proiect. Lucru care în celelalte planuri nu au fost în totalitate abordate. Studiul de evaluare a activităților cu potențial antropic, presiuni și amenințări, studiul referitor la mediul abiotic, evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele din ariile naturale protejate, analiza socioeconomică și culturală a comunităților, strategia de comunicare, strategia de vizitare a ariilor naturale vizate de proiect, elaborarea planului de management și procedura de avizare SEA înainte de aprobarea finală la Ministerul Mediului. O altă activitate foarte importantă, așa cum am menționat mai devreme, sunt activitățile de întărire a capacității administrative a beneficiarului. Achiziționarea de echipamente necesare creșterii capacității administrative a administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect, realizarea unei secțiuni dedicată proiectului pe site web-ul al administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect, realizarea unor aplicații software de tip Citizen Science pentru atragerea publicului larg în activitățile de conservare și instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect.
activități de informare, conștientizare, publicitate și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate, pe care colega mea, Simona, le va prezenta în partea de comunicare. Înainte de a da cuvântul colegii mele, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. În strânsă legătură cu activitățile de informare, conștientizare și educare pe care le vom prezenta, vreau să vă spun că avem onoarea să avem alături de noi o parte din echipa de producție film, și anume pe domnul Dan Curean, regizor de filme documentare, și pe domnul Dan Păvăloiu, realizator și moderator TV. Spun că ne face plăcere să-i avem alături de noi, pentru că știu că au un program foarte încărcat și în perioada aceasta sunt de obicei pe teren și au filmări importante. Vă mulțumim! Vă salut și eu și mă bucur că am posibilitatea de a vă prezenta câteva aspecte ale activităților de informare, de conștientizare și publicitate care se vor desfășura în cadrul acestui proiect. Grupul țintă al activităților pe care sper să le coordonez cu succes este format din elevi ai școlilor de pe, din comunele pe rasa cărora se desfășoară proiectul, lideri de opinie din aceste comune și, în ultimul rând, ca activiștii și cercetătorii care desfășoară activități în domeniul protecției mediului. Scopul activităților de care răspund este îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare al tuturor celor interesați de a avea la finalul acestui proiect un plan de management integrat și adoptat de către toate entitățile interesate și de influențarea atitudinii și comportamentului comunităților locale și al vizitatorilor în favoarea protejării mediului. Pentru aceste activități, un prim pas este asigurarea materialelor informative pe care le vom distribui în cadrul evenimentelor publice organizate în cele 5 unități administrative teritoriale, Bicaz și comunele Ceahlău, Bicazu Ardeleni, Așca și Grințieș. Aceste materiale înseamnă rechizite școlare pe care le vom oferi copiilor, înseamnă pliante, broșuri și mape de prezentare, elemente de vestimentație, premii pe care le vom oferi cu ocazia concursurilor pe care le vom organiza în școli. După această primă etapă de pregătire a materialelor informative, va avea loc un concurs de fotografie realizat de către elevii din 3 școli din cele 9 cuprinse în proiectul nostru. Elevii vor merge timp de o lună în area de implementare a proiectului și vor realiza fotografii. Cele mai bune dintre ele vor fi utilizate în cadrul unei expoziții de fotografie, iar micii artiști fotografi vor fi premiați în cadrul unui eveniment pe care îl gândim a se desfășura în luna iunie 2020, odată cu sfârșitul anului școlar. În paralel cu activitățile de fotografiere în area protejată, în unitățile de învățământ vor avea loc întâlniri cu copiii, scopul acestora fiind conștientizarea importanței ariilor protejate din zona supusă proiectului, despre ce putem face pentru a fi păstrate, a fi păstrată biodiversitatea, habitatele și speciile existente acolo și pentru conștientizarea mesajelor noastre, copiilor le vor fi oferite materialele informative de care vă spuneam anterior. După întâlnirea cu micuții noștri parteneri din proiect, gândim și întâlnire cu stakeholderii locali, aceștia fiind oamenii interesați de existența unui plan de management, de importanța conservării biodiversității. Aceste întâlniri, gândite a fi 5 la număr în fiecare unitate administrativ-teritorială, la aceste întâlniri mizăm pe o participare de circa 40 de persoane interesate de proiectul nostru.
la începutul lunii iunie 2020, când se marchează Ziua Mondială a Mediului, la Durău va avea loc o conferință unde vrem să înglobăm, spunem noi, mediul științific. Vor fi de față cercetători, sperăm să ne onoreze cu prezența profesori universitari, oameni care își desfășoară activitatea cu adevărat în domeniul biodiversității. Acolo, partenerii noștri din proiect de profesie biologi vor prezenta rezultatul studiilor pe care în acest timp dumnealor le desfășoară în teren. Iar în a doua parte a întâlnirii, gândim să aibă loc un fel de schimb de experiență, confruntând baza științifică pe care o vor avea invitații noștri cu ceea ce se va constata în teren în perioada când se vor face cercetările în acest proiect. După întâlnirea cu stakeholderii locali, cu mediul științific, se va contura așa numitul plan de management. Este de datoria noastră, așa cum prevede legislația, să ne întâlnim cu factorii de decizie interesați de conținutul acestui document și să le prezentăm măsurile pe care gândim să le înglobăm în acest plan. Legislația permite ca toți factorii de opinie din comunitățile locale să ne transmită la rândul lor propuneri care să fie cuprinse în document. Așa că va fi o a doua serie de întâlniri în fiecare unitate administrativ-teritorială, în cadrul cărora noi vom prezenta propunerile noastre, propunerile dumnealor și o formă finală a acestui document. Pentru ca succesul proiectului să fie unul pe care noi mizăm, vom realiza și niște filme documentare pentru care vom lucra cu specialiști de elită și vom avea plăcerea să vi prezentăm la finalul acestei conferințe de presă. Așadar, mesajul nostru va fi mult mai bine perceput dacă va fi și prezentat într-un format DVD pentru adaptat nevoilor tuturor vârstelor. Așadar, se va realiza un film de 30 de minute. Gândim la peste 1000 de exemplare care să fie distribuit tuturor factorilor interesați, inclusiv agenților economici de pe raza comunelor și a orașului care sunt implicate în proiectul nostru. Și la nivel de județ vrem să facem cunoscut turiștilor posibilitatea să le aducem la cunoștința turiștilor biodiversitatea care există în ariile noastre protejate și totodată vrem să stabilim o strategie pe care să o respectăm în următorii ani pe baza viitorului plan de management. Așadar, acest film, cu o durată de 30 de minute, va aduna tot ce înseamnă habitate și specii existente în acest moment în masivul Ceahlău și ariile protejate din zonă. Iar în a doua parte a acestei a muncii colegilor noștri regizori și producători se va realiza un alt set de 6 filme cu o durată mai mică de 2 minute care vor fi la fel distribuite tuturor celor interesați. Filmele vor fi tematice, însemnând să cuprindă habitate, mamifere, păsări, reptile și amfibieni. Și așa cum vă spuneam, vor fi distribuite copiilor în școli, vor fi distribuite stakeholderilor locali și instituțiilor publice. De asemenea, filmulețele vor fi încărcate pe canalul YouTube și sperăm să aibă succesul scontat. Finalul proiectului înseamnă o expoziție în fiecare dintre cele 9 școli prinse care se găsesc pe raza unităților administrativ-teritoriale. Fiecare unitate, circa 2 luni, va găzdui 50 de poze, cele mai reușite, gândite, stabilite de un juriu de specialitate și realizate de către colegii noștri cu care lucrăm în proiect. În speranța că planul de management va fi unul de succes, va obține și cu certitudine, va obține toate avizele necesare, vă dau întâlnire peste circa 2 ani la conferința de închidere, unde sper să anunțăm un proiect reușit și să ne bucurăm de niște rezultate care vor putea fi puse în practică. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! În continuare, voi da cuvântul colegului meu, Liviu Moscaliuc. Mă scuzați. În continuare voi da cuvântul colegului meu, Liviu Moscaliu, pentru prezentarea ariilor naturale protejate vizate de acest proiect, precum și a speciilor și habitatelor de interes conservativ. Mulțumesc.
Ok, o problemă tehnică aparent s-a schimbat un pic structura PowerPoint-ului. Eu sunt Liviu Moscaliuc, lucrez la împreună cu Parcul Național Ceahelor ca biolog și la Consiliul Județean Neamț ca expert în acest proiect pe biodiversitate și managementul biodiversității. Sper că se aude ok. Sau nu. O să vorbesc liber atunci, adică fără microfon. Bine. Și o să încerc să prezint ariile protejate care fac obiectul acestui proiect și totodată ceva din speciile care sunt acolo și de asemenea câteva idei despre ce înseamnă arii protejate, ce înseamnă rețeaua Natura 2000 în România. Aș vrea să încep cu o anecdotă totuși, pentru că suntem toți adunați aici, dar sunt ferm convins că mulți au încă niște dileme vis-a-vis de nevoia de a avea arii protejate și de a proteja mediul în general. Și probabil că lumea se gândește că avem nevoie de arii protejate. Primul rând, nu se știe de ce, că așa ne spune Uniunea Europeană. Și doi, că ariile protejate pot fi o sursă de venituri pentru turism, în general pentru turism. Sau inclusiv resurse regenerabile, cum este pădurea, pădurea fiind posibil a fi exploatată în ariile protejate, în parcurile naționale, în zonele tampon, momentan. Bun. Dar eu aș spune că ideal ar fi să ne gândim la ariile protejate și la parcurile naționale din perspectiva copilului din noi. Și să ne gândim că avem nevoie de acele arii pentru copilul din noi, pentru copilul care când era mic se bucura de pădure, se bucura de ape, de trilul păsărilor și așa mai departe. Ariile respective protejate, parcurile naționale în sine, ele au posibilitatea să rămână în timp, așa, neschimbate, naturale, cu cât mai puțină intervenție antropică. Restul dealurilor din jur, chiar ce vedem în jurul Pietrei Neamț, s-ar putea ca în 10 ani să se schimbe, să difere pădurea, să difere compoziția de specii, să difere inclusiv sunetul dealului. Va fi altul peste 10 ani. În parcul național e posibil să rămână la fel și atunci copilul din noi să se bucure acolo de ce a trăit cândva. Mie se pare o motivație mult mai bună asta pentru a avea arii protejate. Nu neapărat natura economică, rațiunile economice. Sau, nu știu, da? Ca idee. Bun, și să continuăm. Avem, proiectul vizează niște arii protejate din Masivul Ceahlău. Masivul Ceahlău este vecinul nostru aici, vecinul orașului Piatra Neamț, cumva, și se întinde între lacul Izvorul Muntelui. În sus este limitat de pârâul Bistricioara, în jos de pârâul Bicaz și în partea cealaltă limita de județ cu Harghita și o vale în zona Telec. Parcul Național Ceahlău, denumit în continuare PNC, a fost constituit ca arie protejată în anul 1955 și pe parcurs, suprafața și limitele sale au suferit ceva modificări, iar în prezent are 7742 de hectare și este 26% din suprafața masivului. Tot masivul este arie protejată. Parcul Național Ceahlău este miezul masivului, zona mai pietroasă, să zicem așa. Da? Ok. Și se află tot masivul și inclusiv Parcul Național Ceahlău în administrarea, direcția de administrare a parcului. Eu pe ecran văd altă, nu știu exact de ce acolo se vede așa. Constituirea Parcului Național Ceahlău are ca scop asigurarea unui regim de siguranță și conservare, da? Pentru ecosisteme, habitate naturale, ce spuneam înainte, pădurea care rămâne la fel, să spunem, sau încercăm să o menținem la fel, inclusiv prin intervenții active, în care trăiesc specii de plante și animale sălbatice, periclitate, vulnerabile, endemice sau rare. Conservarea diversității biologice, faunistice și floristice, a diversității resurselor genetice și menținerea echilibrului geologic.
practic, în esență, rolul parcului este de a menține zona și natura așa cum este ea, ecosistemul de acolo, pădurile, cu pășunile, cu speciile, cu toate alea, într-un echilibru pe termen lung. Și rolul este de a păstra peisajul respectiv, tocmai ca să ne bucure până la urmă sufletul și ochii, da? Și pentru a promova turismul, pentru a promova un anumit mod de turism, o interacțiune mai blândă, să zicem așa, a factorului uman cu natura. Bun. Cuprinde Parcul Național Ceahlău, masa, cum vă spuneam, cuprinde masa conglomeratelor din Ceahlău mai dure, care sunt pilonul central, cu culmi secundare mai joase, orientate radiar. Se află pe teritoriul administrativ al a trei comune și a orașului Picaz și se întinde cam pe 15 km pe latura asta cea mai lungă, să spun. Da? Aici este o hartă care nu se vede extraordinar de bine, dar ce e cu galben în mijloc este Parcul Național Ceahlău, restul este masivul Ceahlău, area protejată de interes avifaunistic. O să explicăm și asta mai târziu. Habitatele din masivul Ceahlău, avem trei habitate prioritare, și restul o listă de habitate mai jos. Și ca să discutăm despre, să lămurim niște concepte, habitatele de interes comunitar sunt acele habitate naturale de pe teritoriul Uniunii Europene care îndeplinesc niște condiții. Și anume sunt în pericol de dispariție, au un areal redus și sunt eșantioane reprezentative pentru mai multe regiuni, una sau mai multe regiuni biogeografice, adică pădurile care sunt, să zicem, în Ceahlău, un anumit tip de păduri, este reprezentativ pentru arealul biogeografic al Europei. Da? Și atunci merită să păstrăm, măcar aici, în zona Ceahlăului, pădurea respectivă, să păstrăm în stare naturală. Pentru că în afara parcului, datorită intervențiilor normale, silvoculturale, pădurea pierde un pic din naturalețe. Iar rămâne în continuare pădure, rămâne în continuare habitatul respectiv, cu funcțiile respective, dar pierde un număr de specii, poate pierde din naturalețea habitatului. Da? Și de asta este bine să păstrăm niște eșantioane pentru noi și ca bază genetică pentru restul. Adică sunt specii care pot să reziste în parc și să dispară din afara sa și atunci, la un moment dat, ele pot recoloniza zonele. Da? Asta e unul din motivele pentru care e bine să avem aceste arii. Habitatele prioritare de interes comunitar sunt habitatele naturale aflate în pericol de dispariție și pentru care Uniunea Europeană își asumă o responsabilitate deosebită. Acum mai este o discuție apropo de habitate pe care vreau să o lămuresc. Multă lume spune că de ce să protejăm noi aici, pentru că noi avem mult, un anumit habitat, o anumită specie, că în Europa nu mai este și aia ne obligă pe noi să le protejăm. Într-un fel este logic, pentru că un habitat este reprezentativ pentru o regiune biogeografică care nu ține cont de granițe naționale. Și atunci, dacă pădurea cu tare, de fapt, nu știu cu ce, ea este reprezentativă pentru zona Europei și în Europa, din păcate, că atâta s-a putut, ca să spun așa, nu mai e acel habitat, a rămas la noi. Cumva e păcat să nu protejăm aici cât se poate din acel habitat, cât se poate, fără neapărat să călcăm pe bătături, pe cei care vor să se dezvolte, să zic, dar cât mai mult. De ce nu? Pentru că îl protejăm pentru toată Europa. Avem o sarcină care nu e, eu zic că e onorabilă. Acum trebuie să decidă decidenții de sus, da, ce se întâmplă acolo. Flora masivului Ceahlău, practic discutăm despre de ce protejăm ariile astea. Flora face parte dintr-o mare regiune carpatică cu endemite floristice, și anume Carpații Estici Centrali. Flora de aici este reprezentativă pentru Carpații Estic Centrali. Da? Și acolo avem o enumerare cu munții care intră în această zonă. Situată în partea centrală a Carpaților Orientali, Ceahlău este cel mai important masiv din Moldova, este bine individualizat geografic și are elemente de strictă originalitate în floră. Vegetația este foarte variată, cu evidentă notă de originalitate, încă o dată. Importanță științifică deosebită, oare vegetația stâncăriilor, multe din grupările instalate pe polițe, brâne, fiind endemice. Ceahlăul este un munte foarte accidentat, cu foarte multe stâncării, foarte multe polițe. Pe toate aceste stâncării există vegetație, plante care trăiesc doar acolo, comunități de plante care se formează doar acolo și care au importanță științifică. Acum, asta trebuie explicată și la rândul ei, dar nu intrăm acum la mănunte.
flora vasculară a masivului Ceahlău, adică tot ce înseamnă plante, da, cuprinde un număr de 1144 de specii, aproximativ, numărul acesta variază, 62 de subspecii și 18 hibrizi. Toate aceste specii de plante reprezintă 68% din flora spontană a județului Neamț. Deci, practic, dacă noi din județul Neamț păstrăm deoparte Parcul Național Ceahlău, noi avem acolo un fel de bibliotecă cu 70% din toate florile, plantele care sunt în restul județului. Și atunci, cumva, în restul județului putem să ne permitem să ne dezvoltăm mai mult, păstrând totuși și respectând niște reguli de bun simț și de protecție a naturii, dar fiind siguri că avem un backup, avem acolo speciile reprezentate foarte bine. Da. Și 34% din flora României, deci doar în zona asta a Parcului Național Ceahlău, care este destul de mică, avem 34% din flora României reprezentată. Da. În afară, e o bibliotecă, pur și simplu. Speciile Leontopodium alpinum, care este floare de colț, Cypripedium calceolus, care este papucul doamnei, orhidee, Gențiana lutea, Tisa și Larix decidua, sunt declarate monumente ale naturii. Au un statut special, fiind și foarte frumoase și cu impact, pe lângă faptul că au o importanță științifică. De remarcat este prezența în masiv, ce spuneam mai de larice, a rezervației natural-botanice Polița Cucrin, care reprezintă un arboret natural de larice și raritatea acestor arborete naturale pe teritoriul țării noastre, frumusețea lor, toamna mai ales când larița își pierde frunzele și se îngălbenește, le conferă o mare valoare, o mare valoare habitatului, da? În primul rând peisagistică, să zicem, și după aia care resursă genetică. Pentru că larița asta este doar aici, să zic, în Carpați. Laricele se întinde în Alpi, Pirinei, în centrul Europei și în Carpați. Atât. Și sunt două subspecii care diferă între ele. Cea din Carpați este distinctă de cea din centrul Europei. Nu este în altă parte în lume. A fost introdusă prin Noua Zeelandă, prin America, nu știu ce, dar aici este natural, este un arbore prezent foarte frumos și care ne caracterizează. Polița cu crin, crinii din Ceahlău, da? Și cultural vorbind, ne caracterizează. Bun. Aici am un colaj de specii de plante, prezente în pajiștile tipic montane, bogate în specii. Parcul Național cuprinde habitate și de pădure și de pajiști, da? Și pajiștile montane, protejate aici și care se menegerează într-un mod anume pentru protecție, adică se cosesc într-un anumit fel și la o anumită dată și așa mai departe, cuprind o mulțime de specii de flori, foarte profane, așa vorbind, da? Care sunt, până la urmă, foarte frumoase și ne oferă niște momente de relaxare în natură, dacă doar atât vedem acolo. Este mai mult decât suficient. Ziceam de papucul doamnei, o orhidee foarte rară și spectaculoasă, care este în Parcul Național Ceahlău. Populațiile sunt mici și dispersate. Cea de aici este sus, în etajul șneapănului, și este dispersată în șneapăn, în șnepeniș. E foarte ciudat așa modul de a trăi acolo, înghesuită printre șnepeni, dar e spectaculoasă. Eu am adus câteva exemple de specii și de specii de faună și de floră. Nu le prezentăm pe toate, dar ca idee. Fauna masivului Ceahlău, nevertebrate. Avem aici o lăcustă de munte. Este la fel o lăcustă care, la nivel global, ea trăiește doar în zona circum-transilvanică, să zic așa. Transilvania și munții din jur. Și se întinde un pic în sus, pe lângă Carpați. Da? Atât. Și este o lăcustă protejată. Și doar ca o paranteză, speciile astea protejate, multe din ele, ne întrebăm de ce protejăm așa ceva. Ele sunt protejate nu neapărat pentru specie în sine, deși e interesantă, dar sunt protejate ca specii umbrelă, adică e o specie pe care poți să o arăți omului, protejăm asta, dar noi de fapt protejând asta, protejăm un întreg habitat în spate. Toată pășunea, cu toate relațiile din ea, cu toată ecologia pășunii și așa mai departe. Aici este rațiunea protecției speciilor, pentru a proteja ceva mai mult în spate. Și un cosaș, aici, acolo custă și un cosaș, sunt niște diferențe. Cosașul de aici, Izofia dochia sau cosașul dochiei, este descris din Parcul Național Ceahlău. Pentru prima dată, științific, s-a făcut un articol și s-a descris acest cosaș de aici. Dar nu se știa înainte, știința nu cunoștea acest cosaș. El seamănă foarte mult cu alți cosași de genul ăsta, dar diferă prin cântec.
Adică cânt altfel decât specia de lângă și cântând altfel nu se pot acupla, nu pot produce ouă și așa mai departe. Cântă moldovenește. Cântă moldovenește, da. Sau cânte cu ceahlălui, nu știu cum să-i... Ca idee, sper să pornească. Asta este cântecul. Da, un țârâit, practic, da. Doar dacă dau un pic mai tare de aici. E maxim. În fine, este foarte interesant. Pasajul ăsta nu se mișcă, nu zboară, adică se mișcă foarte puțin, nu are aripi și cântă diferit, da? Și e descris de aici. Deci, mie mi se pare că este foarte faină și un motiv în plus ca să mergi, să te așezi pur și simplu jos, într-o arie protejată și să asculți. Nu trebuie să faci altceva, nu trebuie să-ți impui alte lucruri, să te relaxezi, da? Bun. Amfibieni, o parte din amfibieni, bombina variegată, buharul de bază cu burtă galbenă, vedeți acolo burta galbenă. Burta galbenă e un semnal de avertizare, se întoarce cu burta în sus dacă e deranjat, ca să ne spună că e cumva otrăvitor. Da? Dacă punem una pe el și ne dăm pe la nas sau pe la ochi, o să ne usture. Are niște neci care secretă niște substanțe toxice. Broaștele astea sunt importante și sunt protejate tocmai pentru a proteja niște habitate, iarăși, niște care sunt în zona montană, în general, rare, cu tot ce presupune balta acolo și așa mai departe, da? Pe lângă faptul că e o specie și asta foarte faină, care cântă frumos și ne putem relaxa seara ascultându-o. Dar nu știu cât contează pentru majoritatea. Amfibieni cu coadă de data asta, nu ca broaștele fără coadă. Avem tritoni. Sunt niște animale acvatice, semi-acvatice, primăvara sunt în apă, după care ies în pădure și stau pe unde apucă pe sub bocioate, scorburi și scoarță. Da? Tot amfibieni, este triton montandonii, ăsta este triton carpatic. Da? Doar în lume este în zona asta, se găsește. Nu-l găsim altundeva. Iarăși e o chestie faină de avut, e al nostru, să zicem. Da? Bun. Un triton montan, ichiosaura alpestris, ăsta este spectaculos în perioada de primăvară, este albastru. Masculii se fac albaștri, îi purtează femelele în apă, merg pe lângă ele, dau din coadă, așa, le transmit semnale chimice și e și asta o chestie faină de văzut primăvara într-o baltă, în parc, să zicem, da. Asta cumva e o invitație să veniți în vizită. Salamandra comună de foc, iarăși o culoare de avertizare, e bine să nu puneți mâna pe ea din aceleași motive ca și broasca. Culorile astea în natură care contrastează, galben cu negru, de exemplu, indică ceva, avertizează ceva. Și asta și acest animal are substanțe toxice în piele care ne irită. Și sunt specii protejate, iarăși, pentru că sunt rare, pentru că indică un anumit tip de habitat, adică ele reușesc să trăiască dacă habitatul este puțin deranjat sau deranjat până la un punct. De la un punct încolo de deranj în habitat, ele dispar și habitatul pierde foarte mult din funcții. Așa cum pădurea poate pierde foarte mult din funcția de protecție sau de a curăța aerul, să zic. O broască roșie de munte aici, tot în perioada de primăvară, în spate acolo este masculul cu gușa albastră, care primăvara se face foarte frumos în perioada de curtare. Broasca roșie de munte este parțial acvatică, doar primăvara stă în apă, în restul timpului este în pădure, o găsim. O broască râioasă, între ghilimele râioasă, nu are râie, e doar cu neci așa, neci care secretă la rândul lor substanța irritantă. Și e bine să nu punem mâna pe ea și asta e foarte faină, mănâncă insecte și tot felul de chestii, inclusiv pe lângă casa omului. O găsim și curăță diverse animale și alte insecte. Da? La șopârle, pajiștile astea bogate în specii montane, specii de floră, adăpostesc și foarte multe animale și inclusiv șopârlă de câmp, foarte frumos colorată și de multe ori o vedem foșnind prin iarbă. Sunt specii importante din același motiv. Încercăm să protejăm habitatul la grămadă cu speciile și să conservăm cu totul natura. Da? Bun. Șopârla de munte, altă șopârlă, asta este vivipară, adică
naște pui vii, între ghilimele. Ea nu naște practic pui vii, ci oul înainte să iasă, se sparge și iese puiul în loc de ou. Ok? Năpârcă, șarpe de sticlă, este o șopârlă, nu e veninos sau ceva, este tot o șopârlă, dar fără picioare. Șarpe de casă, ăsta miroase foarte puternic ca usturoi, dacă îl deranjăm. Da? Cel cu semilune galbene pe cap. Vipera de munte, un exemplar normal și un exemplar negru, melanic. Sunt vipere care trăiesc doar în zonele înalte, inclusiv în Ceahlău. Și nu are rost să vă fie frică de ele, de exemplu, pentru că simt foarte bine vibrațiile din sol și în momentul în care ne apropiem călcând, dispar. Da? Sau dacă le vedem chiar și nu dispar, nu punem mâna pe ele și nu ne fac nimic, că nu o să sară, să ne muște. Da? Faună mare, carnivore mari, lupi, râs, urs, toate sunt în parc. Da? Și un iliac, ceva un carnivor mult mai mic, el e insectivor, adică mâncă insecte, dar carne. Da? Aici, mamifere mari, omnivore, mistrețul, da? Erbivore, capră neagră, căprior, carnivore mici, pisică sălbatică, vitră, vulpe, asta parcul Ceahlău, ele sunt și în masivul Ceahlău, în pădurile din jur. Da? Masivul Ceahlău, practic pădurile din jurul parcului, arie protejată desemnată prin hotărârea Guvernului 971 în 2011, așa mai departe, și s-a desemnat în cadrul, s-a desemnat că arie de protecție specială avifaunistică, în cadrul rețelei Natura 2000 în România. Masivul Ceahlău, spre deosebire de parcul Ceahlău, se axează mai mult pe protecția speciilor de păsări. Parcul Ceahlău vizează și habitate și alte specii, da? Specii de păsări, cum spuneam, 26 de specii sunt în lista standard a sitului și este important pentru efective cuibăritoare de bufniță, ieruncă, bufniță mare, adică de buhă, da? Diverse ciocănitori, diverse păsări mici, paseriforme și așa mai departe. O parte din ele, cucuși de munte, ieruncă, ciocănitori. Sunt 6 ciocănitori aici și întrebarea poate ar fi de ce protejăm ciocănitori sau de ce am vrea să protejăm ciocănitori. Păi ciocănitorile astea, de fapt, existența lor ne arată că acolo este o pădure bătrână, o pădure care are o diversitate mare de insecte înăuntru, da? O pădure care are niște funcții bine stabilite, funcții ecosistemice bine stabilite și o pădure așezată cumva, adică ne indică sănătatea mediului aceste ciocănitori mai degrabă decât altceva. Da? Dacă dispar ele, trebuie să ne gândim că ceva s-a întâmplat în pădure, adică nu mai avem arbori bătrâni, nu mai avem insecte de nu știu care și așa mai departe. Da? Și asta nu e bine inclusiv pentru noi, pentru că pădurea aia pierde din, inclusiv din funcția de a curăța apa și de a purifica apa care curge de la ploaie și aia se duce în izvor, în izvor sau în pârâu. Răpitoare de noapte, ce spuneam, bucă, cucurez, minuniță. Minunița, în mod special, indică păduri bătrâne, trăiește doar în zone dintre astea sănătoase, păduri bine stabilite. Păsări mici, măcălendri, țiclean, cojoaică, mugurari, gaițe, câițigoi de mai multe feluri. Așa. După care, în cadrul ariei masivul Ceahlău, avem o zonă care se cheamă rezervația forestieră Secu. Este o zonă separată în cadrul masivului Ceahlău și care are plan de management separat. Rezervația forestieră Secu a fost constituită în 2004 și pentru conservarea moșterinii naturale a zonei, gospodărirea durabilă a pădurilor, ca exemplu, să zicem de gospodărire durabilă, conservarea peisajului și încurajarea turismului. Da? Cuprinde valori naturale și principalul obiect de existență, obiectiv fundamental de existență, este conservarea biodiversității și a habitatelor forestiere. Mă repet, dar îmi pare rău tot am dată. Ok. Și tot în Parcul Național Ceahlău, în Masivul Ceahlău, mai avem niște arii protejate mai mici, cu statut specific. Avem Cascada Turuitoarea, care este monument al naturii și care este formată în lungul profilului longitudinal al unui pârâu, în Masivul Ceahlău, și este reprezentativă pentru
geologia muntelui, da? Pentru faptul că există multe ruperi de pantă, vă spuneam că muntele e foarte fragmentat și ruperi de pantă, mai ales pe anumite zone, și determinate prezența orizonturilor litologice, pietre și alte chestii, aici discutăm despre litologie, da? Cu rezistență mai mare la eroziune. Și cascada diluitoare este un exemplu reprezentativ pentru geologia zonei. Și atunci încercăm să o protejăm, are suprafață de 1 hectare aria protejată și este declarată conform legii numărul 5 din 2000. Da. Și este monument al naturii. Polița cu crin, am discutat despre ea, este o populație naturală de larice din Ceahlău, dezvoltată pe niște abrupturi incredibil de frumoase și care, cum să zic, chiar toamna este o plăcere să mergi pe Ceahlău, doar ca să vezi laricele. Da? Un arbore natural, 370 de hectare ca rezervație botanică încă din anul 1941, iar recent, odată cu realizarea planului de management al Parcului Național Ceahlău, primul plan de management, care va fi refăcut acum, rezervația a fost transformată în rezervație științifică pe o suprafață de 180 de hectare, pe o zonă doar care cuprinde doar abrupturile. Laricele din Ceahlău, doar ca idee așa interesantă, are în medie 200 de ani. Indivizii de larice din Ceahlău au în medie 200 de ani, testați. Da? Și există exemplare care se duc ușor înspre 500 de ani, la fel, testați pe inele, numărat inelele și așa mai departe. Și este rezervație științifică, mai fac o paranteză, de exemplu, de ce avem rezervații științifice? Ei bine, luând probe de lemn din acești larice, în fine, da, inclusiv cei bătrâni, și inclusiv lemnul mort, laricele moarte de lângă, se pot lua probe de lemn de acolo și se extinde timpul în care noi ne uităm, că aici vreau să ajung, noi folosim acele inele ca să ne uităm în trecut. Și uitându-ne pe acele inele, putem vedea în trecut până la 1000 de ani în urmă, să zic, sau mai mult. Și putem vedea acolo inclusiv perioadele și anii în care au fost focuri în Ceahlău. Și populația de larici a fost afectată de foc. Toate aceste informații rămân înscrise în interiorul copacului. Și e bine să protejăm asemenea zone, mai ales care se întind ca vârstă pe o perioadă atât de lungă, tocmai pentru a ști ce s-a întâmplat, cum s-a descurcat natura să treacă peste anumite lucruri, da? Și cum ne putem noi descurca pe viitor, de ce nu? Învățăm multe din asta. Și cam atât deocamdată, mulțumesc. Am încercat să acopăr toate temele alea de acolo, într-o singură prezentare, ca să nu ne lungim foarte mult. Sper că v-a făcut plăcere. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim foarte mult. O singură idee aș vrea să mai subliniez, dacă îmi permiteți. Masivul Ceahlău, muntele nostru de suflet, este un munte viu. Pajiștile și pădurile care îl îmbracă sunt pline de viață, iar scopul acestui proiect este conservarea acestei biodiversități. O să luăm o scurtă pauză, după care revenim pentru întrebări, discuții pe aceeași temă.